câteva zile atât de toride, de parcă nu mai avem nicio vlagă în noi, iată că în seara aceasta ne reîntâlnim la o mică pauză, o pauză în care vom afla niște lucruri inedite. Vă spun pentru început, bună seara și bine ne revedem în această emisiune de cultură, tradiție, civilizație și istorie turcă, realizată de cele trei filiale, sucursale, ale Uniunii Democrate Turce, Galați, Brăila, Măcin, Isaccea. Deci iată că se fac patru. Am să încep cu un moment care mie mi se pare sfânt. Și anume ziua drapelului național. Acum două zile, pe ieri, 26 iunie, am sărbătorit cu toții ziua drapelului, un simbol suprem al identității și entității românești. Drapelul, pentru mine, este un simbol național sfânt. O să spuneți că fac un patriotism, așa cum mulți spun că este valabil pentru anii care au fost înainte de 90. Ei bine, nu pot să spui acest lucru, pentru că drapelul pentru mine înseamnă țara, înseamnă poporul, înseamnă familia, înseamnă locul unde te-ai născut, casa părintească. Deci și acest simbol pentru mine are o încărcătură emoțională și în același timp o încărcătură sufletească pe care cu greu o poți depăși. Să dea Domnul și bunul Dumnezeu și, cum spunem noi musulmanii, bunul Allah, ca sfințenia acestui drapel să rămână veșnic. Pentru că în el este istoria acestui popor, se regăsește istoria acestui popor, se regăsește cultura, se regăsesc tradițiile, se regăsesc și trecutul și viitorul care va fi, sper, mult mai bun decât este acum. De aceea, dragi telespectatori, încă o dată vă spun la mulți ani Sfântului Drapel al acestei țări și idee ca bunul Dumnezeu să o veșnicească și să o binecuvânteze pentru veșnicie și să apere cu prețul nostru al vieții acestui popor glia strămoșească. În seara aceasta m-am gândit, pentru că tot veți merge în Turcia și sunt convinsă că aveți unul dintre obiectivele importante pe care vreți să le vizitați, va fi Palatul Topkapı. Veți avea ocazia să vedeți foarte multe lucruri acolo. Depinde de ghidul care vă va conduce sau, dacă mergeți în grup, bineînțeles, va fi un ghid de acolo. Dacă nu, dumneavoastră singuri. Dar poate că nu veți avea toate cunoștințele care să vă folosească la înțelegerea pe deplină a lucrurilor pe care le veți vedea acolo. O să fie o sală unde veți avea ocazia să vedeți veșmintele sultanului, veșmintele de zi cu zi, de ceremonial și cămăși cu anumite motive pe ele.
Aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre aceste cămăși, dar nu înainte de a face o introducere, ca să vedeți ce reprezintă acele desene de pe cămășile respective. Ele acolo, veți avea ocazia să vedeți simboluri sacre, pentru că acele cămăși sunt cămăși talismanice, să zicem. Ele se purtau sub zale în timpul luptelor, când mergea sultanul sau în alții demnitari, oștenii purtau pe sub zale o asemenea cămașă care îi ferea de accidentele inerente, mortale uneori, răniri și așa mai departe din timpul luptelor. Elementele folosite au puteri magice. Geometria sacră poate fi găsită în diferite perioade din istoria lumii. Unele dintre aceste simboluri sunt privite ca un plan al creației în limbajul zeilor. Nu este de mirare că aceste simboluri sacre au devenit admirate și reproduse de-a lungul istoriei umane. Simplul fapt de a le avea în jurul tău se va ridica energia omului și a spațiului din jurul său. Cultura turcă este un concept larg, cu coduri și simboluri, fie în domeniul material, fie în domeniul spiritual. Magia albă e descrisă ca fiind magie bună în opoziție cu magia neagră, care atrage puterea ființelor malefice. Opiniile variază în privința deosebirilor dintre magia neagră și albă, de la o idee că sunt două nume date în același lucru și până la credința că sunt cu totul diferite, mai ales în scopuri și intenții. În Coran, spre exemplu, în sura Bacara, se spune că magicienii folosesc magia pentru a abate oamenii de la calea lui Allah. În mod similar, se spune că magicienii și-au pierdut sufletele și vor regreta acest lucru în ziua judecății. Cu toate acestea, așa cum v-am zis, profetul Mahomed nu numai că nu a permis magia, dar a permis totuși recitarea rugăciunilor, purtarea amuletelor în cazuri precum folosirea lor în cazul de ochi, împotriva bolilor, împotriva vrăjilor. Unele fraze, figuri și simboluri au fost folosite în crearea acestor amulete. De exemplu, Bismillah, care înseamnă Doamne ajută, în traducerea românească. Versuri, versete, rugăciuni, cuvinte frumoase, litere, numere, simboluri, precum sabia lui Zulfichar, sigilul lui Suleiman, seaua lui David, mâna Fatimei, anumite obiecte pe care le-a purtat profetul, simboluri benefice care nu îndepărtează sufletul omului de la unica divinitate supremă. Potrivit islamului, dacă folosirea unui talisman este corectă sau greșită, depinde de importanța intenției. Dacă un talisman este făcut cu intenții corecte, mai ales dacă îi se cere ajutor lui Dumnezeu, lui Allah, atunci folosirea talismanului este folosită legitimă. În acest sens, s-a creat un concept, în conceptul care a format talismanul, două concepte, de Vefk și Jedvel, care, bineînțeles, au dat naștere la cuvântul tâlsâm,
care a însemnat în traducere românească talisman. Cuvântul vefc, conformitate, este o rugăciune talismanică. Ele sunt create prin scrierea unor numere, litere sau cuvinte conform unor anumite reguli într-un spațiu geometric, fie pătrat, fie cerc, fie triunghi, deci diferite forme geometrice, pătrat, dreptunghi sau triunghi. Aici am acest sistem. Vedeți, un pătrat, și în fiecare pătrățel există câte o cifră sau o literă care cei care știu să o citească vor descoperi un verset sau un cuvânt din Cartea Sfântă. Conceptul Geudel, deci ăsta a fost, se referă la acele tabele cu diferite forme geometrice care prelucrează versurile cu sau numele unor îngeri, unor sfinți, așa cum v-am explicat puțin mai devreme, în pătrate, în poligoane, și ele sunt aplicate fie pe talismane. Vedeți, este un colier. Ei, păi colierul acela este scris, dar nu știm, este o amuletă de protecție, dar numai cei care știu să le realizeze cunosc secretul acestor scrieri pe care le vedeți aici. Este o rețea, aceste în formă circulară, o rețea greu de descifrat, dar așa cum am văzut, oameni specializați în acest domeniu, oameni pregătiți, oameni dăruiți care cunosc și metafizica, cunosc foarte bine Cartea Sfântă. Același lucru, eu vorbesc numai din prisma unui culturii turco-islamice, dar același lucru se creează aceste amulete, aceste obiecte sacre și în religia creștină și în religia iudaică și în alte credințe, aceste amulete sunt sunt permanent în toate culturile de pe globul acesta. Geometria sacră, că este considerată totuși aceste forme geometrice, poate fi găsite în diferite perioade din istoria lumii. Spre exemplu, există simbolul Merkaba, un simbol geometric format din două tetradere care se intersectează și se rotesc în direcții diferite și creind un câmp de energie tridimensional. Triunghiurile, mai sunt și triunghiurile care formează seaua lui David sau seaua lui Solomon, aceste triunghiuri echilibrate și rotative poate ajuta la conectarea cu divinitatea. Talismanul, după cum vedem, are o vechime și se cunoaște, a apărut încă din perioade timpurii ale umanității, din cele mai vechi timpuri, și tipurile de talismane includ talismane simbolice, de exemplu pentagramă, mărgele de ochi, talismane textuale, scrierea anumitor rugăciuni sau versete din Coran,
la creștini sau din Biblie, din la religia iudaică, din Talmud sau din Tora. Fiecare tip de talisman își exprime puterea fiind folosit ca o intenție benefică, specifică, unui sistem de credințe specifice. Prin scrierea anumitor texte într-o anumită ordine, pe anumite obiecte, așa cum vom vedea pe cămășile purtate de sultan și expuse în muzeul Topkapi. Ele, propozițiile care sunt scrise, versetele care sunt scrise, ele au o anumită ordine și este foarte greu să descoperi textul respectiv. Am să vă arăt o cămașă care nici la ora actuală nu chiar și cei mai buni cercetători în domeniul respectiv nu au putut descoperi textul de pe această cămașă pe care o să aveți, dacă mergeți la Topkapi, o să aveți ocazia să o vedeți. O să revin la cămașa aceasta și simbolurile de pe ea o să le explic. De fapt, mai întâi să vedem cum se pregătește o astfel de cămașă. Cred că sunteți foarte curioși să vedeți cum se pregătește această cămașă. În general, oamenii, să zicem, nu preoții, imam, șeici, oameni dintr-un anumit ordin religios, cunoscători, ca și magicienii, cunoscători și metafizică și energiile universului, cum se desfășoară aceste energii, locurile lor, după aceștia, ca să pregătească cămașa cuiva, întâi și întâi astrologii citesc în stele și văd data, steaua care, zodia care o protejează, planeta care îl protejează, protejează persoana respectivă și care este momentul cel mai prielnic pentru a realiza o astfel de cămașă talismanică. După ce se hotărăște data care este benefică pentru persoana respectivă, sunt aleși cei care vor lucra cămașa, mai întâi cei care vor scrie textele pe o hârtiuță. Pe fiecare, ați văzut că trebuie să se facă forma geometrică, să se aleagă forma geometrică. Pentru unii poate că pentru o anumită persoană poate este benefică forma de cerc și se împarte cercul în pătrățele sau formă de triunghi sau, eu știu, forma pătrată este benefică pentru persoana respectivă. Se alege textul. Textul nu este scris de la cap la coadă, ci fiecare cifră, fiecare literă în parte. Se împarte hârtia în forma geometrică, în pătrățelele respective și după care cuvintele care au fost alese, aleatoriu, se scrie în aceste pătrățele fiecare literă, fiecare cifră, că se folosesc și cifre, având o conotație specifică. Și mai întâi, acesta este scris, textul este scris, iar dacă este pentru amuletă, se scrie pe
piatra sau materialul, metalul respectiv sau sticla respectivă, dar pentru cămăși este folosită mai întâi, se scrie pe o hârtie, după care se folosește o cerneală specială obținută prin zdrobirea moscului și șofranului în apă de trandafir. În plus, tămâia este unul dintre materialele folosite în practicile devoționale. Factori precum subiectul loialității și steaua persoanei față de care se va finaliza scrierea magică joacă de asemenea un rol important în pregătirea și implementarea loialității față de persoana respectivă. Apoi, materialele folosite pentru cămașa respectivă sunt țesături simple de bumbac, din atlas sau mătase ușoară, numită satin, și țesătură de lână, soft pentru guler și mâneci. Materialele erau tăiate, întâi se lucrau pe bucăți. Materialele erau tăiate pe bucăți pentru a se putea lucra simbolurile care erau pregătite pentru această cămașă. După ce se termina, deci toate bucățele, după ce erau toate elementele desenate, și lucrate, ele se pictau cu o anumită cerneală, cerneala era de diferite culori, atunci se trecea la asamblarea acestor bucăți care dădeau forma cămășii respective. Pentru cămășile acestea începea, așa cum v-am spus, stabilită de astrologi, era pregătită, iar simbolurile care formau elementele complementare și de susținere, precum și inscripții, erau aplicate fie în semicerc, în triunghiuri, în interiorul triunghiurilor. Deci acolo, în interiorul triunghiurilor, puteau să apară chiar și textul sau fraza în întregime, linii, litere. Conform calculului abjad, fiecare literă din alfabetul arab avea și o valoare numerică. Așadar, fiecare verset din Coran era exprimat în mod misterios, într-un limbaj misterios, uneori rămânând enigmatic până astăzi, cum este această cămașă care nu a putut fi descifrată nici până în zilele noastre. Ați văzut, simboluri, sunt litere, dar ea a rămas încă nedescifrată. În afară de cifre și litere, sunt și versete, cum am precizat, din Coran. Cercetătorii au făcut o statistică estimativă a verseturilor coranice de pe cămăși, și le talis, ajungând la concluzia că 55 din versetele din Coran apar pe aceste cămăși. Pentru a-l face să fie învingător, în timpul războiului sau pentru protecția împotriva diverselor necazuri, s-a făcut o statistică pe fiecare verset în parte, pe fiecare capitol din Coran care apar în aceste
versete și nu are sens acum să această lucrare, ea deja va fi tipărită și o să aflați mai multe. Oricum, pe cămăși apar ca putere magică de 99 de ori numele lui Allah și de foarte multe ori numele a patru îngeri, a lui Mihail, Micael în turcă, Gabriel, Gavril, Jebrail în limba turcă, Azrafil și Izrafil. Pe marginea cămășilor sau la tivul de la poalele cămășilor se scrie totdeauna, este indicat și numele sultanului, dar și numele maestrului care a desăvârșit lucrarea sau alteori pe o simplă hârtie care este atașată fie la tivul cămășii sau fie la gulerul cămășii. Cele mai utilizate culori pe cămăși sunt culorile cerneala folosită, sunt cerneala neagră, albastră, roșie, verde, auriu sau argint auriu, aurit. Căptușeala de obicei este neagră sau roșie, iar exteriorul cămășii, cămașa propriu-zisă, are culoarea roșie, albastru sau verde. În plus, pe cămașă o să vedeți și reprezentări, de exemplu, Kaaba de la Mecca și locurile care înconjoară Piatra Sfântă. Amprenta, se poate vedea și amprenta profetului Mahomed, sigilul în formă de inimă, se poate vedea sabia profetului Ali, numită sabia Zulfichar, steaua lui David, sigilul lui Solomon. După ce toate așa, deci toate aceste decorațiuni au fost lucrate, ele sunt asamblate și iau forma cămășii propriu zise. Avem aici câteva cămăși. Este foarte în interpretarea, după toate, în interpretarea cosmogonică, aceste forme hexagonale cunoscute sub steaua lui David sau a lui Solomon conțin cele patru elemente împreună cu simbolurile aer și pământ care sunt opuse dualității focului și a apei. Este o hexagramă. Sunt foarte apreciate și aceste elemente. Și de asemenea, aceste elemente, deci steaua pe care a lui David și trebuie să recunoaștem, este steaua care apare în Talmud, mai ales că reprezintă cel mai sfânt nume al lui Dumnezeu și este în Biblia evreiască, steaua lui David este considerat și scutul care l-a protejat pe David în lupta cu Goliat. Știm cu toții că Goliat era un uriaș și totuși a reușit să îl învingă. Iar cel mai înțelept
conducător al timpului respectiv, știm cu toții că este regele Solomon. În cultura turcă este numit Suleiman, Suleiman, și aceste simboluri le regăsim și în diferite obiecte de podoabă, cum ar fi inelul, cum ar fi colierul, și care au și menirea de a proteja persoana respectivă. Totuși, aș vrea, știți că Suleiman, profetul Solomon, este și în Coran menționat de 16 ori pentru inteligența ascuțită pe care acesta o poseda. Știm cu toții că acesta vorbea cu animalele, cunoștea, putea conversa și cu păsările. E o legendă în care se spune că după ce David a reprimit, pentru că după Goliat, îngerul Gabriel ar fi dus inelul, acest scut, ca să zic așa, acest sigiliu înapoi în rai, că ar fi stat acolo o perioadă de timp, după care tot prin îngerul Gabriel, Jebrail, ar fi fost readus și dăruit lui David cu scopul de a-l da celui mai inteligent fiu al său. După ce a primit acest sigiliu, David și-a chemat fiii, dar nu și pe cel mic care era Solomon. Și-a chemat fiii și a pus niște întrebări. Niciun fiu n-a reușit să răspundă întrebările puse de tatăl lor. Atunci David s-a hotărât să-l cheme și pe cel mai mic, pe Solomon. Solomon a venit și tatăl a început să-l întrebe, să-i pună întrebările. La fiecare întrebare, Solomon îi răspundea zâmbind. După ce a răspuns corect la aceste întrebări, tatăl a spus că el este cel îndreptățit să poarte inelul trimis din rai. Dar după ce i-a oferit inelul, a spus: acum vreau să te întreb ceva. Spune-mi, te rog, de ce de fiecare dată când îmi dădeai răspunsul la întrebarea pusă de mine, tu foarte vesel, erai vesel și zâmbeai tot timpul și îmi răspundeai? Care este secretul? La care Solomon a spus: știi, tată, pe umărul tău era o furnică. De câte ori îmi puneai întrebarea, ea îmi șoptea răspunsul. Iar eu, zâmbind, îți dădeam răspunsul cerut la întrebarea respectivă. Iată că Solomon, înțelepciunea lui era vădită încă de la naștere, faptul că știa să vorbească cu animalele, le iubea în special și a fost un conducător foarte pașnic și drept, care a condus lumea așa cum apar și în cărțile, fie Vechiul Testament, fie Noul Testament, fie Coran. Bun, purtarea acestor inel, care are sigilul, simbolul în sigilul Solomon, ce caracteristici are și de ce îl purtăm? Purtarea oferă noroc persoanelor care și avere, persoanelor care, așa se spune, că poartă noroc în viață.
De asemenea, îl protejează de magia neagră și de demoni. Cei ce vor purta inelul sigilului Solomon vor fi mereu respectați. Îl protejează pe cel ce poartă de accidente și de anumite probleme. Ajută la creșterea puterii morale și spirituale ale persoanei respective. Accesoriile cu simbolul lui Solomon va aduce bogăție, abundență oamenilor și curaj, putere. Rugăciunea scrisă pe simbolul lui Solomon, conform religiei islamice, are putere protectoare. Datorită acestor caracteristici, este folosit mereu de oameni. A fost folosit, este folosit și ca decorațiuni în arhitectura musulmană. Este format din aceste colțuri cu care reprezintă la fel puterea magică. Acum, desigur că purtăm inelele acestea, dar puterea adevărată ne-o dă totuși Divinitatea Supremă, Dumnezeu. Deci în momentul în care, și profetul Mahomet spune, dacă porți, dar nu ceri sprijinul Divinității Supreme, acele obiecte, prin mijlocirea acelor obiecte, nu își au puterea respectivă. Dacă există, așa cum v-am arătat pe cămășile acestea, mai există o formă de o formă de triunghiuri din cele două triunghiuri suprapuse, dar și al unui pătrat care se formează în interior. Spre exemplu, aici avem în interior avem simbolul lui Solomon, aceste celelalte două formează a lui David, Platoșa, iar vârfurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, este considerat de data aceasta, este un simbol care apare în perioada selgiucidă și este considerată steaua cu 8 colțuri, considerat ca o stea a credinței. Ea reprezintă cele 8 principii ale islamului, precum și cele 8 porți ale raiului. Fiecare colț însă are un simbol. Și începând de sus, da, începând de aici, Merhamet, care înseamnă milă, apoi mergem mai departe, Shefkat, care înseamnă bunătate, Sabret Mech, care înseamnă să fii răbdător, un musulman trebuie să fie răbdător, Dorul Lux, să-i placă totdeauna să fie drept, să-i placă dreptatea, apoi să fie loial, sadakat, să fie loial, Gemertlik, care înseamnă să fii mereu generos, generozitate, o caracteristică a musulmanului, și în final să, aici, când ajungi în final, să mulțumești totdeauna bunului Allah pentru ziua pe care o ai apucat să o vezi pentru
tot ce ți-a oferit pentru bunătate, pentru ziua respectivă, pentru că ai văzut soarele răsărind, pentru că te-ai putut trezi, pentru că te-ai putut bucura de ziua respectivă, dar dacă ai respectat toate aceste principii care sunt principiile islamului. Și am revenit din nou la această cămașă care v-am mai arătat-o și care nici în ziua de astăzi nu a fost scrisul de pe și simbolurile nu au fost descifrate nici până în ziua de astăzi. Observăm aici două săbii care au vârful sub formă de furcă cu două capete. Aceasta este sabia lui Zulfichar, care era ginerele profetului Mohammed, dar la ora actuală este simbolul celor care fac parte din ordinul Alevi. Ce reprezintă, totuși, să știți că sabia nu este o sabie de luptă, este o sabie care reprezintă simbolul, simbolic pe acest profet, profetul Ali, pentru aleviți. Și vârful cel lung al sabiei reprezintă latura exterioară a omului, tot ce este în jurul lui, cum trebuie să se comporte cu cei din jur și cum trebuie să primească viața, și cea scurtă, latura interioară, este eul interior. Apoi, cel mare reprezintă cunoașterea, vârful cel mic credința, cel mare război împotriva necredincioșilor, cel mic războiul cu ego-ul său propriu, al omului, cel mare limba frumoasă și înțeleaptă, adică pe care trebuie să știi să o folosești, limba dulce mult aduce, dar și înțelepciune, iar limba mică, vârful cel mic, limba maternă, să nu uiți niciodată limba neamului tău, cel mare bunătate și credință, cel mic răutate și necredință, cel mare adevărul și dreptatea. Și e în concluzie, Zulfichar, sabia lui Zulfichar, este simbolul adevăratei dreptăți, corectitudine, sinceritate și curaj. Deci am vrut să vă arăt de pe cămașa aceasta simbolurile, dar se pare că nu s-au descifrat cele din cerc. O altă cămașă aici pe ambele părți, multă lume are impresia că sunt elemente masonice, dar nu, ele, așa cum v-am spus, sunt reprezintă, cele din ambele părți, din dreapta și din stânga, reprezintă cele două sigilii, steaua lui David și a lui Solomon. Și acum aș vrea să trec la un alt talisman pe care multă lume îl folosește și ca amuletă, ca colier, brățară, diferite forme, și anume această mână care este mâna Fatimei, cunoscută, deci, ca de unele în religia ebraică mai mult Hamsa, iar
în turcă și în alte popoare mâna Fatimei. Ea mai are și denumirea de mâna Miriei sau mâna Mariei, Fecioarei Maria. Ce reprezintă? Oricum ar fi purtată, fie cu degetele în sus sau fie cu degetele în jos, pandativul acesta reprezintă, are aceeași putere simbolică și reprezintă simbolica divinității. Mulți evrei consideră aceste degete, toate degetele, care sunt cele cinci simțuri pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. În creștinism, mâna Fecioarei Maria, mama lui Iisus, care în afară de simbolul creștinității, crucea, această mână se pare că are și ea o anumită valoare simbolică și este a Mariei înălțată mai presus de toată omenirea ca o mamă grijulie plină de compasiune pentru cei din jur. În islam, însă această mâna Fatimei, Fatima era fata cea mai îndrăgită de profetul Mahomet. Și o poveste pentru a pune la a arăta valoarea și credința Fatimei, într-o zi, fiica profetului pregătea halva în grădină. Deodată poarta s-a deschis și a intrat soțul ei, califul Ali, bineînțeles atunci, alături de noua lui mireasă. Pentru că cultura islamică permitea să aibă mai multe soții. Fatima, profund marcată și îndurerată, a scăpat din mână lingura de lemn cu care învârtea halvaua și a continuat să mestece cu mâna ei preparatul fierbinte. Din cauza șocului și a durerii din suflet, Fatima nu a simțit fierbânțeala amestecului până când soțul ei a venit repede și a întrebat-o de ce amestecă halvaua fierbinte cu mâna goală. Dar de-abia atunci Fatima a simțit durerea provocată de arsură, care era foarte puternică, și se spune că această poveste reflectă răbdarea, toleranța și credința femeilor în general, pe care o suportă de-a lungul vieții. Profetul a mai subliniat că a dobândit aceste calități superioare spunând: dacă fica mea este o parte din trupul meu și din sufletul meu, atunci categoric, deci i-am dăruit aceste lucruri, atunci categoric și ea poartă pregătirea mea spirituală și atunci categoric că este se poate înălța la rangul de să zicem de sfințenie. A fi fiica profetului, spunea el, profetul nu este suficient pentru a atinge anumite niveluri în lumea aceasta și a prezentat-o pe Fatima pe femeilor celorlalte pentru calitățile ei superioare. Dar, în același timp, a spus că Fecioara Maria
rămâne regina raiului. Cele cinci degete ale amuletei folosite ca colier, ca cercei și accesorii pentru casă subliniază și cele cinci principii ale islamului. Ia cele cinci degete reprezintă virtuțile răbdării și loialității. Este folosit ca simbol al abundenței, al norocului și se crede că mâna Fatimei protejează de ochi și de ochii răi. Motivul brodat pe ușile de la intrare pentru a proteja împotriva răului amintește formal de invocarea lui Allah cu literele arabe. Ochiul din mijlocul mijloc este ochiul lui Horos, care vede absolut tot și îi împiedică pe cei rău cu gânduri rele să atingă cumva persoana care poartă această amuletă. Iar cei trei pești pe care îi vedem dincoace este simbolul abundenței pentru a norocului care va da peste persoana care o poartă. Bineînțeles că toate acestea sunt doar niște încercări ale omului încă din vechile timpuri să găsească niște motive pentru a primi o încurajare de a înfrunta ceea ce înconjoară în fiecare zi greutățile și necazurile, pentru că nu avem parte totdeauna de bucurii, avem parte și de necazuri, avem și de răutățile din jurul nostru, multe lucruri care îngreunează viața. Și toate aceste, omul a căutat să găsească niște simboluri care să-l ajute să treacă, să capete curaj de a depăși greutățile inerente ale vieții. Desigur că puterea nu rămâne și credința nu rămâne decât în unicul Creator care ne protejează. De la El cerem totdeauna și dacă nu aceste simboluri, poate că ele, dacă sunt făcute dintr-un material care au o anumită energie pozitivă, desigur că pot influența energia persoanei respective care o poartă. Dar să nu uităm că totuși, chiar și profetul Mahomet și Biblia și Coranul și toate cărțile sfinte le acceptă cu o singură condiție, să crezi în unitatea, în singura forță a lumii care ocrotește această planetă, acest cosmos, acest neant, să zicem, care figura proeminentă, care nu este decât Dumnezeu, sau cum îi spunem noi musulmanii, Allah, sau evreii, cum îi spun, Iahve, sau alte neamuri care au alte credințe și numesc același creator, aceeași divinitate, sub alte denumiri. Dar gândurile merg totdeauna către același personaj unic al acestui univers, această forță
nevăzută, dar pe care o simțim fiecare din noi atunci când ne spunem dimineața, bună dimineața, sau când ne trezim și mulțumim și spunem în gândul nostru, Doamne, bine că am apucat să văd și ziua de astăzi. Și aceste simboluri sacre nu vin decât în sprijinul nostru, dacă și gândurile noastre sunt la fel de sincere și bune. Și putem atrage energia pozitivă și respinge energia negativă. Pentru că, din păcate, energiile negative își fac prezența prea mult printre noi și, nu știu, ar fi să ne unim și să ne gândim numai la energiile pozitive pentru ca totul să fie frumos, totul să fie plin de bucurii și de înțelepciune și de prietenie, că avem nevoie de pace, de prietenie și de întrajutorare reciprocă.